Carnea de vită devine un lux pentru români. Antricotul sau mușchiulețul depășesc 100 de lei pe kilogram în anumite băcănii din municipiu. Prețul bovinelor vii la intrarea în abatoare a crescut cu 30% în ultimul an, potrivit datelor Comisiei de Clasificare a Carcaselor. În supermarket, pulpa de vițel fără os se apropie de 50 de lei kilogramul. Carnea de vită a ajuns să coste 150 de lei kilogramul. Păi mi se pare normal, pentru că forța de muncă din România a plecat dincolo să îmbogățească alte țări și aici cine să mai muncească, nu? Așa? E logic răspunsul meu. Cum vi se pare? Asta au crescut toate prețurile. Și asta e ceva normal, e logic, prețurile nu vor scădea niciodată, tot în urcare vor fi, conform situației actuale. Mai avem și războiul pe deasupra. Nu știu prețul, eu nu mănânc carne și miel. Deci asta noi nu consumăm acasă. Deci nu mă afectează direct? Nu mă afectează pentru că eu nu consumăm. Carnea de vită este mai scumpă pentru că cererea este mai mare decât oferta, efectivele din bovine sunt în scădere. Fermierii plătesc mai mult pentru furaje, iar procesatorii au prețuri mai mari cu utilitățile. Scump, foarte scump, foarte, foarte scump, deci... Eu, ca pensionară, nu îmi permit să cumpăr, să știți. Și nici miel, că asta este. Pensia nu e mare. Cheltuieli sunt și nu ne încadrăm. Totodată, carnea de vită a ajuns să coste și 150 de lei kilogram. Nu cumpărăm, domnul, că nu ne permitem. Mâncăm cartofi și cei mai ieftini, că nu ne permitem. Nu avem din ce să ne permitem. Prețurile au crescut din cauza creșterilor generale care au avut loc pe piața românească, iar fermierii anunță scumpiri și mai mari în următoarea perioadă.